Asistații sociali nu au apă caldă și nici căldură. Nu e ușor nici pe timpul verii fără apă caldă, dar nici iarna când temperaturile scad foarte mult. Este în plan să se introducă căldură la Căminul Fero? Avem această intenție, însă după momentul în care vom reuși să devenim fie proprietari, fie chiriași ai terenului pe care se află acest cămin, deoarece, așa cum se știe, o firmă privată este în acest moment deținătorul terenului. S-a înființat însă acum câteva luni o comisie de negociere în vederea achiziționării acestui teren sau achiriei. Vom vedea care este cea mai bună variantă. Până când se va rezolva problema, fiecare se descurcă cum poate. Cei mai mulți au ales să-și încălzească apa la soare.